Dacă ministrul finanțelor ne spune că nu va crește taxele, atunci exact asta se va întâmpla. La fel cum alocațiile nu s-au dublat, deși ne promisese că le va dubla de la 1 august, la fel cum salariile profesorilor nu au fost majorate, deși ne-a promis că banii dascălilor sunt în buget și nu se va atinge de ei, la fel cum pensiile nu au fost majorate cum era în lege, deși ne promisese că le va crește exact cât prevede legea. Cât o amințit atât de mult încât este mai înțelept să luăm de bun opusul a ceea ce spune, dacă vrem să înțelegem ce ne așteaptă. Afirmația că PNL va majora taxele, cel mai probabil TVA-ul, pentru că este cel mai ușor de colectat, nu este o afirmație electorală cum pretinde Cîțu. Este o afirmație făcută de analiștii economici de la ING care își exprimă temerea că guvernul ar putea crește TVA-ul după alegeri. O altă dovadă este ritmul nebun în care se împrumută Cîțu și care au adus România în clasamentul mondial al economiilor emergente care s-au împrumutat cel mai mult pe piețele externe în acest an.